Plecarea lui Alexandru de la Călăraș nu a fost una liniștită. Vineri, el a refuzat să joace în partida amicală de la Slobozia, fapt ce a stârnit furia lui Mihalcea. Președintele Costică Ștefan i-a luat partea tehnicianului și a refuzat să-i plătească jucătorului salariul. Acum i-am semnat actele și a plecat. Vineri a greșit. I-am explicat că nu a procedat corect. I-am dat acum jumătate din salariu pentru că atât i se cuvenea. Și ne-am despărțit civilizat. Îi mulțumim pentru ceea ce a făcut la noi și îi urăm succes mai departe, a declarat Costică Ștefan. Atacantul de 24 de ani s-a pregătit în această vară cu Rapid, dar situația gestionată catastrofal de Valeriu Moraru în Giulești l-a făcut și pe el să plece. Și el a ales tot pandurii, așa cum a făcut-o și Ovidiu Herea. Vali Alexandru a marcat 25 de goluri în cele 32 de partide. Fotbalistul a mai jucat la Săgeata, Clinceni, Otopeni, Brănești și Buftea. Cota sa pe transfermarket.de este de 300.000 de euro, dar echipa Pandurii a reușit să-l achiziționeze în schimbul cedării a 20% dintr-un viitor transfer de la echipa gorjeană. În ciuda problemelor financiare cu care se confruntă clubul oltean, conducerea a reușit să suplinească excelent plecările unor jucători importanți ca Ropotan, Răduț, Antal sau Nicoară. Până să-l ia și pe Valentin Alexandru, Pandurii a mai achiziționat pe Jordi Bujis, Cristiano Obodo, Armiche Ortega Medina, Claudiu Voiculeț și Ovidiu Herea.